Bine, mai spre final, trebuie să recunosc că mai spre final caut ceva și îți arăt. Mare. Să câștig. Caut ceva și îți arăt. Dați cu tap-tap, să batem și noi un meci, vă rog frumos. Dați cu tap-tap. Daria, Alexandra, te pup, mulțumesc frumos din Inimioara. Hai să batem și noi un meci, că ne-o cam bătut. Stați să caut un video și să vi-l arăt. Rău, Adriana, mulțumesc frumos. Eu mi-aduc aminte că mi-ai trimis, tu erai la Londra și îmi trimiteai clipuri cum antrenez fete acolo în parc. Ia, uită-te, Miha, până una alta. Eram în prima lună de emisiune, uită-te aici. Dar vezi că nu mi-areți, mi-areți... Stai un pic, că stai. Sorin, tu te vezi? În marea finală? Trape gol. Câștigătorul pe sezonul ăsta. Auzi, Sorin, bă, dar ce fain era încă dacă câștigam același sezon, și asta era tare. Mamă, ce fain ar fi fost. Dar Alexandra de Pup, dacă câștigam același sezon, amândoi împreună acolo în finală, trebuie să ne și luăm, că n-avem încotro. Ioi, dar bă, chiar că cum era, că de obicei câștigă o fată sau un băiat care are un cuplu, măcar unul dintre ei și, da. Sorin Alexandru! Mulțumim, Elena. Pe mine nu mă mai înghită ăștia, nu mă mai suportă, rău, Adriana, de mă văd acolo pe mine. Să mor eu dacă eu mai ajung un an acolo în emisiunea aia, mantea aia la pensie și metin cărunța. Băi, eu Fodor să-l văd pe metin, am când a fost gala cu Alena și am zis că urcă pe scări acolo, eu să ducă telefonul. Da, cum a venit el cu brațul. E serios? Cum a venit el cu brațul cu telefonul. Da? Și el care e Caterin, că știi de obicei. Da, ce râs are el. Mă, nu știu, mie mi-e dor de oamenii de acolo, sincer, nu. Adevărul e dacă el încearcă să fie foarte serios atunci când apare pe TV. Sau când întreba cine-i concurentul lui preferat, aia a fost maximă. Dacă ar fi după mine, aș scăpa de mulți dintre voi de aici. Ce pula mea. Bă, Sorin! Haide, mă! Schimbați-vă o dată! Dar, Alexia, mulțumesc! Dați follow la primele din top aici la mine, vă rog eu frumos, la Dariana Alexandra, la doamna Vasilisa, la doamna Orica, dați-le follow. Da, Daniela, trebuie să fie serios pentru că... Diana, uite cât vorbesc cu tine acum, atât am vorbit cu ea. Cât am vorbit cu tine până acum, atât am mai vorbit cu ea. Ia ce post e la Mihaela, ia auzi. Da. Ce? Mă zici că e sâmbătă seara. Eu primit energie pozitivă, eu și gata să sară ce-o zi pat. Energie pozitivă, mi-o și crescut. Mihaela de la Casa Iubirii, să fiți iubiți. Mulțumim, Ștefan. Să fim iubiți amândoi, da. De voi, de nu știu de cine. Rău, Adriana, mulțumesc mult. Loredana, n-am văzut de o viață pe Loredana, te pup, dar Alexandra, mulțumesc frumos. O batem și noi un meci, mă, că ne-o bătut meciul trecut. Da-ți mai pe final. Loredana, bine. Gugoșica, nu, Dani Alexandru, bine, mă, nu vreți. Loredana! Loredana, aia zic, mă! Aia zic, mă! Vezi că nu ți se vede cum ar picioarele! Aia zic! Băi, problema e că am fost ieri la fotbal și m-am accidentat de iară și iară mi-au revenit durerele alea inghinale. Știi de la când stau în pat, de la șase? Mușchii!
Da, de la 6 stau în pat, nu mă pot mișca. Aștept să vină doctorul meu din vacanță din India și să mă duc să mă trimite la un chirurg, la ceva, habar n-am. Am crezut că tu vrei să mergi în India. Ce guta să fac în India? Ce guta? Mă torc un punct roșu aici. Nu, n-am căzut, am avut acum o lună, am ajuns pe la urgență și v-am făcut analize și de-astea și au zis că nu v-am nimic. Câte am făcut? Două, trei? Câte am făcut până acum? Două? Ce? Două, unu, două. Două am făcut. Unu. Unu, bun, aia da. S-a. Mulțumesc, Loredana, dar Alexandra, mulțumesc frumos. Denis, Adelin, mulțumesc. Bă, cine-i susținător mare de mine aici și... Igărica. George Mutor, îi primăt un pachet de țigări. V-am povestit că am călcat pe un pachet de țigări plin. Mulțumesc, Justina. Da, te-am mai auzit odată pe live, că ai găsit... Da, și-am ridicat astăzi scutiera la mașină și-am dat de el iară. Doriu Alexandru, o, eu zic. Mulțumesc. Tap, toți. Mulțumesc frumos, dragă, pentru inimioară! Uite, hai să o facem pe Mihaela din albastră, hai să o facem roșie. Yeah, boy! Da, doi frumoși, doamna Aurelia, doi frumoși! O frumoasă, vreți să spuneți? Și un ofticat, care se nervează tot timpul, când pierde... Acum crede că eu ca el! Tu crezi că eu sunt fost ta cunoaștere? Calmează-te! Cum? Eu nu-s oftica, dragă. Păi crezi că așa e toată lumea ca tine? Zici că mă faci roșie. Bă, asta nu mă ascultă. Uite cum se victimizează, mă. Uite. Asta am făcut un an întreg. Tu nu știi asta? Auzi, că altfel nu câștigam dacă nu mă victimizam, așa zic mulți, nu, păi așa, avea asta merge, victimizarea, merge mai departe pe asta, dacă așa se câștigă. Da, nu, victimizează-te și tu. Încerc, mă, am zis la lume, uite, vreau să-mi cumpăr, am fost astăzi și m-am plimbat cu o mașină de 280.000 de euro. Așa. Dar eu am numai... Prima mie. De unde mai fac rost de 279.000? Cum să mă victimizez? Eu nu mai pot. Uite, astăzi am intrat pe TikTok, pe live, dar n-am stat mult înainte și cineva mi-a dat, cred că vreo 300 de puncte. Deci o contribuit cu 5 lei la visul meu. Uite, acum am 1600 de puncte, da? Asta este iar 50 de lei. Deci încet, încet mă apropii. Într-o 1000 de ani în ritmul ăsta pe TikTok, într-o 100 de ani, pardon, în ritmul ăsta pe TikTok, mi-o cumpăr. Măcar nu copilul meu, nepotul meu, să aibă el, un os de-a meu. Știi cum pun ăștia pe bord animăluz de ăla? Care dă din cap sau ceva? Băi, un os de-a meu, mă. Un os de-a meu să pun acolo. Vai, vai. Dacă mă duc cu unul cu mașină de 300 de mii, mușc-o unde și eu arunc în mașină acolo să zic și eu că m-am plimbat cu mașină. Dar eu bine, am văzut ceva pe stradă, dar zic, ce l-a apucă pe Sorina, nu știu, schimbe mașina, că doar el are mașină faină, doamne. Stai să vezi. Doamne, ce-a vrut, a zice? Faină, dar un gele de ala în care am urcat. Mulțumesc, Ciprian, mulțumesc pentru inimă. Eu zic să nu investești în mașini. Nu o să merită. Eu, știi în ce o să investesc de curând? Doriu, Sandra, Monica, Dolorica, Loredana. Știi în ce o să investesc eu cât de curând? Îmbătrânesc, măi, Mihaela, într-un băț de pescuit.
Am văzut, am văzut. Am vrut să mă duc mâine la Gherța, în special, și mă duceam la pescuit. Și nu exclus, dacă mă trezesc dimineața de vreme, m-am urcat în mașină și am plecat, crede-mă.